viața cu lui. Împachetarea cadourilor mi-amintește de tata. Nu prea făcea cadouri, parcă-l aud. Ce? Când eram copil, nu ne făceam cadouri, eram săraci. Ne făceam dureri de cap. Tată, încă am pe cea de anul trecut. Te-am auzit! Adevărul e că am și amintiri plăcute legate de Crăciun. Când eram copil și locuiam undeva în vest, imediat după ziua recunoștinței, toată lumea trăia în spiritul anotimpului. Mai puțin familia mea. Tommy, nu mai împinge, lasă-mă în pace! Nu sărbătoream niciodată Crăciunul ca familiile de la televizor. Tată, când punem beculețele? În timpul războiului? Nu aprindem beculețe! Ce? Mama obișnuia să ne traducă vorbele tatei. Vrea să spună că le vom monta în weekendul viitor. Ce? Nu le punem deloc anul ăsta! O să economisim energie! Acum e a ta? E prea devreme pentru porcăria asta. O emisiune pentru pescari! E o emisiune de Crăciun deghizată într-una pentru pescari, știam eu! Moș Crăciun e la bord! Te-am auzit! Iarna a venit de vreme în Wisconsin. De Crăciun, zăpada era întotdeauna mare. Școlile se închid în sectoarele 119, 204, 221. La fel și în sectoarele 807, 516, 214. Hei, sunt liber, super, nu se face școală! Nu mergem la școală! Nu se face școală! Da! De ce te bucuri, a? Tu nu mergi la școală. Mamă, înfășoară-l bine, bine, ca să-l pot învârti tare de tot! Ce? Pe cap! Să fiți cum minți! Zăpada e de un metru! Ambulanța n-ajunge aici dacă vă accidentați! Bun! Ar trebui să rămână în casă! Lui, du-i asta tatălui tău! Hei! Nu vreau să merg la baie! Nu este acolo! Unde e? Lăpețile din ziua de azi! Doamne, cât mai durează, Dumnezeule! Ce vrei să faci, marți de viu? Mama a spus că trebuie să te încălzești. Bună, doamnă Stillman, aveți nevoie de ajutor? O, bună dimineața! Știu că ziarul e pe aici, pe undeva. Îl găsim noi, doamnă Stillman. Cred că am căutat acolo, Tommy. Ai grijă, Tommy, n-ar trebui să spun, dar de desubt sunt moștri zăpezii. Te apucă de picioare și te trag în abițul alb! L-am găsit. Oh, mulțumesc, lui. Ești tare drăguț. Eu fac bulgării, iar voi vă bateți cu ei. Ești plin de curaj. Pentru atacul neprevăzut, era nevoie de un voluntar care să creeze o diversiune. Hei, nu e cinstit, nu! Hei, frate meu! Foc! Eu îți adorăm bătăile cu zăpadă. Dar toți ne temeam să nu fim loviți în ureche cu gheață. Oricât de tare ai fi... Au! Încetați focul! A, nu aruncați în urechi! Uite, lui plânge! Ba nu plâng! Hei, lui, te simți bine? Mă duc acasă, da? Nu pleca, lui! Și deși ai fost lovit în ureche, întotdeauna șchiopătezi. De ce șchiopătezi? Te-a lovit un bulgăre în ureche? Durerea era atât de cumplită încât puteai să înjuri fără să ți se reproșeze. La naiba! Nu m-auziți? La naiba! Ce gorletele astea? Oh, Andy, instalezi beculețele când vii de la serviciu? Firește! Pentru asta trăiesc. Ce ghinion! Ne luăm brădoți, ne luăm brădoți. Când eram mic nu erau nici mașini, nici aglomerație. Un cal și un gat era atât. Mama s-a gândit că dacă îl convingem pe tata să cumpere bradul, o să se bine dispună și o să instaleze beculețele. Au! Oh, nu! Ei, părea o idee bună.
E strigător la cer. Oamenii ăștia n-au ceva mai bun de făcut? N-au televizor sau vreo rudă bolnavă de îngrijit? Să ne împrăștiem. Eu merg cu mama. Stai pe loc, amice. Ce-i cu grava asta, ha? Știu cum să-i iau pe tipii ăștia. Cumpără brazii cu 20 de cenți și apoi ridică prețul cu 200%. Așa. Asta e. Îl luăm pe acesta. O alegere excelentă, doamnă. Nu, pe acela, pe celălalt. Cât costă bradul ăsta fără crengi? E un brad de 35 de dolari. Ce? O să vii să-l împodobești pentru noi? Îți ofer 3 dolari. Dumnezeule, nu-i tatăl nostru legitim. Adun ferăstrăul din garaj și scoate în suportul din pivniță. Suportul ăla e de pe vremea primilor coloniști? E în stare perfectă. A fost transmis din generație în generație. Când eram mic, nu erau suporturi. Trebuia să sprijinim bradul pe rând. Se chinuia vreo 3 ore să taie bradul. Apleacă spre dreapta. Mută celălalt picior. Împinge-l acum. În fiecare an, același lucru. Îl punea în suport. Tată, e strâmb. Pune-l lângă televizor, n-o să observe nimeni. Pentru 35 de dolari a trebuit să danseze. Într-un târziu, mama îl convingea pe tata să instaleze luminițele. Unde e prelungitorul așa? În cele din urmă eram mândri de el. La mulți ani. Ar trebui să împodobim și veverițele. Ce naiba e ger afară? Aș vrea să le scot afară pe rudele mamei voastre. V-am adus o gustare, băieți. Mâncați repede, sunt proaspete. Acum lasă mâinile să atârne pe lângă corp. Acum pune mâna dreaptă aici. Perfect, acum scarpină-te. Așa-le. Acum puneți limba pe dinții din față. Așa? Exact așa, așa. Apoi scarpină-te și bolborosește. E strigător la cer, ce naiba e asta? Lui lasă gogoașa și schimbă canalul. Mama! Sărmana, doamnă Stillman, tu știai că e singură de Crăciun? Norocul ei. Fiul și fiica ei s-au mutat în Florida. Nu-și permite nici să-i viziteze. Nu-și permite să le cumpere daruri. Nici măcar un brad nu-și permite. Nu cred că are musafirea noastră. Și nici n-a fost invitată undeva. Liniște! Am spus liniște! Mama l-a ignorat ca de fiecare dată, știind că nu vorbește serios. Dar am hotărât că era timpul să iau apărarea mamei. Hei, tată! Ascultă, amice! Taci și tu din gură! Să tac? Nu-mi spune mie să tac. Taci! Ne distrugi familia! Am o idee. Am pus o friptură în cuptor și e gata abia peste 3 ore. Să fie în sânge așa cum îmi place.